Bun regăsit la un nou semn de carte. Sunt Bogdan Papacostea, vă propun astăzi un volum incitant și surprinzător. Asta pentru că ne prezintă o revoluție științifică. O revoluție științifică nu este un eveniment chiar frecvent și de multe ori când se întâmplă nu-l sesizăm. Este cazul și teoriei haosului. Teoria haosului reprezintă trecerea de la vechea paradigmă, să-i spunem euclidiană, așezată, previzibilă, la o paradigmă cu totul nouă, aceea care reușește să identifice tipare inclusiv în ceea ce pare să fie haos, dezordine. Așadar, teoria haosului este un volum despre evoluția unei idei. Cartea este scrisă de James Gleick, jurnalist specializat în subiecte științifice și a apărut la editura publică în Colecția de Știință. Ce este așadar cu această revoluție științifică în termenii lui Thomas Kuhn? E vorba despre trecerea de la un univers așezat, previzibil, predictibil, la un univers în care, în sfârșit, haosul, dezordinea, își pot face loc în teoria științifică. S-a presupus de multă vreme că norii sunt ceasuri, că adică în miezul haosului poate exista un fel de ordine. Dar nu s-a pus această problemă, și în termeni științifici. Însă, de la un punct încolo al concepției științifice, s-a putut discuta inclusiv în acești termeni, și anume un tipar al haosului. Dacă această discuție vi se pare cumva prea abstractă și departe de conștiința publică, amintiți-vă de efectul fluturelui. Acesta este un concept introdus de Edward Lorenz, autorul atractorilor lui Lorenz, cel care spune că o modificare minoră de parametri poate produce o schimbare majoră dramatică a sistemului. În termeni metaforici, bătaia fluturelui, adică un eveniment minor, poate provoca un taifun în altă parte a globului, cu alte cuvinte, deci o schimbare majoră a sistemului de la atractorii lui Lorenz, care reprezintă de fapt un set de ecuații ce reflectă schimbarea dinamică a unui sistem, s-a trecut la conceptul de fractal introdus de Benoît Mandelbrot în anii 70. Fractalul este o structură autosimilară, adică una care are aceeași structură la nivel micro și la nivel macro. Imaginați-vă un arbore a cărui crenguță este similară ca structură, ca formă, cu arborele în ansamblu. Sau imaginați-vă un fulger ale cărui ramificații sunt de fapt imagini în mic ale fulgerului mare în ansamblu. Sau imaginați-vă delta Dunării, din care dacă luăm un braț mic, el este de fapt imaginea micro a deltei în ansamblu. Cu ce ne ajută însă pe noi și la ce este bună această teoria haosului? Care este aplicabilitatea ei concretă? Ei bine, dincolo de faptul că produce o schimbare care ne spune că de fapt haosul este o formă superioară de organizare, această teoria haosului uh, se aplică în domenii din cele mai variate, din cele mai diverse, în domenii care au de a face cu existența noastră cotidiană. Meteorologia este primul astfel de domeniu în care se aplică teoria haosului. Dar se aplică de asemenea în topologie. Imaginați-vă că țărmurile continentelor nu sunt decât uh, Forme haotice care cuprind însă o ordine intrinsecă. Apoi gândiți-vă la evoluția burselor, gândiți-vă la prețul bumbacului, pentru că și el a fost luat în calcul și i-a dat o idee lui Benoît Mandelbro. Gândiți-vă la bătăile inimii sau gândiți-vă la mișcările oculare ale unui bolnav de schizofrenie. Pentru că, da, teoria haosului poate fi aplicată sau s-a încercat aplicarea ei inclusiv în tratamentul sau în înțelegerea bolilor psihice. Chaos, nașterea unei noi științe, o carte revoluționară despre o revoluție științifică. Haideți să vă și citesc un fragment din acest volum. După cum recunoștea Mandelbrot însuși, programul lui era mai eficient la descriere decât la explicații putea enumera elemente ale naturii împreună cu dimensiunile lor fractale, coaste oceanice, rețele de râuri, coaja copacilor, galaxii, iar oamenii de știință puteau face predicții pe baza cifrelor respective. Dar fizicienii voiau să știe mai multe, voiau să știe de ce. Existau în natură forme nu vizibile, ci întipărite în esența mișcării care încă așteptau să fie dezvăluite. Magnitudinea acestei schimbări de paradigmă este chiar și în acest moment greu de înțeles. Cu alte cuvinte, haideți să o spunem în termeni și mai populari: putem să înțelegem haosul, adică tocmai ceea ce într-o întreagă istorie a gândirii s-a considerat că nu poate fi înțeles, tocmai pentru că este prin sine incomprehensibil. Haideți să vă mai dau și alte exemple din volum în care vedem cum haosul, înțeles în sfârșit, poate fi pus în slujba a științei și a sănătății noastre. În prezent, unii fiziologi vorbesc despre boli dinamice, tulburări ale unor sisteme, perturbări de coordonare sau control. Sistemele care oscilează în mod normal încetează să oscileze sau manifestă oscilații noi și neașteptate, iar sistemele care nu oscilează în mod normal încep să oscileze Astfel sună o formulare tipică. Printre sindromurile acestea se numără și tulburările de respirație: găfuitul, oftatul și apnea infantilă, legată de sindromul morții subite infantile. Există și tulburări dinamice ale sângelui, inclusiv o formă de leucemie, în care tulburările afectează echilibrul celulelor roșii și albe al hematilor și limfocitelor. Unii oameni de știință speculează că și schizofrenia ar aparține acestei categorii împreună cu unele forme de depresie. Dar fiziologia au început să privească haosul și ca o manifestare sănătoasă. Știm de mult că neliniaritatea proceselor de feedback contribuie la reglare și control. Într-o exprimare mai simplă, un proces liniar care primește un mic impuls tinde să rămână ușor descentrat. Un proces neliniar care primește același impuls tinde să revină la punctul de pornire. Cu alte cuvinte, procesele neliniare pe care până acum le consideram haotice sunt mai robuste. În principiu, însă, aceasta este robustețea naturii, cea atât de imprevizibilă și considerată până acum haotică. Volumul Haos, nașterea unei noi științe vorbește de fapt despre un fel nou de a vedea lumea, de a înțelege universul și pe noi înșine. Vorbește despre felul în care această nouă înțelegere poate fi aplicată și poate găsi modalități concrete de funcționare în viața noastră cotidiană. Haos, nașterea unei noi științe, James Gleick în colecția de știință de la Publica, un volum rar pentru că ne prezintă cu generozitate un subiect rar o revoluție științifică. Citiți că nu vă face rău. Pe data viitoare.